Acum, fostul om de televiziune Dan Diaconescu, ridicat de mascați, fostul patron de televiziune, va fi dus la Constanța pentru audieri. Cu mai multe detalii, colega mea Corina Matlinski. Bun găsit, Corina, este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu două minore. Da, așa este, Andreea. Așteptăm din moment în moment ca Dan Diaconescu să fie ridicat de mascat, să fie luat din vila sa din Primăverii. Vedeți imagini de acolo și băgat în duba polițiștilor, va fi dus la audieri la Constanța, pentru că este dosarul celor de acolo, este vila lui Dan Diaconescu din Primăverii, o vilă pe care acesta ar fi pierdut-o chiar în urmă cu câteva zile din cauza unei datorii. Acolo a fost găsit de către polițiști în această dimineață la ora 6. Mascații au descins la această vilă pe care o vedeți în imagini. L-au găsit acolo pe Dan Diaconescu. În urmă cu scurt timp a ieșit de acolo și avocatul lui Dan Diaconescu, care a spus că a vorbit foarte pe scurt cu el, că exista acel mandat de percheziție emis de către judecătoria Constanța ieri sau alaltăieri, că Dan Diaconescu a spus că este nevinovat și că nu ar fi avut niciun fel de legătură cu minori. Să vedem care sunt acuzațiile potrivit unor surse din anchetă, Andreea. Dan Diaconescu ar fi întreținut relații sexuale cu două surori gemene minore în anul 2021. Ar fi fost pe raza județului Constanța, tocmai de aceea și sunt perchezițiile făcute de către polițiștii din Constanța. El a spus că nu ar fi avut niciun fel de legătură cu minore. Așteptăm, îi vedem pe cei de la investigații criminale că sunt acolo la vila lui, intră, ies din casă, au ridicat inclusiv telefoane, laptopuri pe care urmează să le sigileze și urmează să fie și acestea percheziționate. Rămâne să vedem dacă se vor lua sau nu măsuri preventive, pentru că vorbim despre o acuzație extrem de gravă, act sexual cu un minor. Este foarte posibil după această audiere să se emită inclusiv ordonanță de reținere pe numele lui Dan Diaconescu. Avocatul însă nega că s-ar fi putut, că ar putea să se întâmple asta după audieri, pentru că el nu ar fi avut astfel de legături. Este o sesizare, o autosesizare făcută de către procurorii din Constanța în anul 2023. Chiar dacă faptele ar fi fost în anul 2021, așteptăm. Din moment în moment, Dan Diaconescu va fi scos din această vilă din Primăverii, o vilă care, vă spuneam, ar fi valorat 2 milioane de euro. Va fi dus împreună cu avocatul lui la acest